Daniel Iancu, cercetător științific în cadrul secției de istorie și artă a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, va fi medaliat de președintele României, Klaus Iohannis, cu medalia aniversară Centenarul Marii Uniri. Îi se recunoaște astfel activitatea de cercetare și contribuția sa la cunoașterea și apărarea valorilor în numele cărora s-a realizat Marea Unire din decembrie 1918. Acesta este momentul oficial. 13 octombrie. Eu fiind născut pe data de 13, vineri 13, ca să fim nu și mai... Ia uite-te ce... Dar... Numai pentru americani este cu ghinion, da? Noi demonstrăm că pentru români e de bine. Dar oficial, a apărut în monitor oficial, decizia a fost în decembrie 2021. Deci atunci deci a apărut, da, deci a apărut, dar până și problemele internaționale care au existat și toate a făcut să se amâne această, să spunem, oficializare a diplomei, că toată lumea mă întreba, ai primit? Cum arată, cum e, da, ai fost, cum este la Cotroceni, ai dat mâna cu președintele? Nu știu dacă îți dau mâna cu președintele sau nu, dar asta este altă problemă. Problema că mă întrebau cum arată diploma și cum arată medalia și toată lumea le spuneam, uitați-vă pe net, dați căutare și apar imaginile cu diplomele primite de alții. Prima dată m-au sunat colegii în decembrie anul trecut, colegii care lucrează în domeniul muzeal și de fapt m-a anunțat un coleg, un fost coleg și prieten din presă, bă, felicitări! Și am spus, pentru ce? Cine? Nu, cine? Și mi-a spus, nu știu ce, după care m-au anunțat cei de la Rețeaua Națională a Muzeelor din România, pentru că au fost acordate mai multe diplome. La instituții precum Biserica Ortodoxă Română, Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică, muzee, și am fost și câteva persoane private. Iată cum ai devenit instituție, Daniel nu Iancu. Nu sunt instituție, iar vestea oficială a venit săptămâna trecută printr-un e-mail trimis de către administrația prezidențială muzeului. Ceremonia de înmânare va avea loc în preajma celebrării centenarului încoronării de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922. Cât de mult a muncit Daniel Iancu și de unde și-a cules informațiile care, neașteptat, au dus la obținerea distinției naționale, aflați urmărind emisiunea de astăzi de la A la Z, care va fi difuzată la ora 16:30 după jurnalul de știri.